Acum două decenii, 112 a înlocuit numerele 955, 961 și 981, la care puteau fi apelate în mod individual agențiile specializate de intervenție, contribuind la gestionarea eficientă a situațiilor de pericol din întreaga țară și la salvarea de vieți. Județul Vâlcea a totalizat în anul 2023 155.067 de apeluri, din care 59,4% au reprezentat urgențe. Diferența de 40,6% au fost apeluri care nu au necesitat intervenția agențiilor, ambulanță, poliție, ISUS MURD, jandarmerie sau salvamont. Totodată, cele mai multe dintre cazurile de urgență de competența serviciului 112, recepționate în cele 12 luni ale anului trecut, au fost transferate către ambulanță, fiind urmate de poliție și pompieri. De 20 de ani, în România, 112 este utilizat pentru toate tipurile de urgențe. Fie că au nevoie de ambulanță, de poliție, pompieri, smurd, jandarmerie sau salvamont în zonele montane, cei aflați în pericol pot solicita ajutorul la un singur număr, 112. Anul trecut, la 112 s-au primit peste 10,4 milioane de apeluri. Jumătate dintre acestea nu au fost urgențe. Orice apel la 112 care nu este o urgență reprezintă secunde prețioase care se pierd în defavoarea persoanelor care au cu adevărat nevoie de ajutor. În acest an, cu ocazia Zilei Europene a numărului de urgență 112, în semn de solidaritate, mai multe clădiri emblematice din București și din țară vor fi iluminate în culoarea roșie, care este culoarea serviciului de urgență 112. La 20 de ani de existență, le mulțumim operatorilor, dispecerilor și specialiștilor care au gestionat în tot acest timp peste 300 de milioane de apeluri primite la serviciul de urgență 112. Numărul unic de urgență 112 este folosit în cele 27 de state membre ale Uniunii Europene la care sună cei care au nevoie de ajutorul agențiilor specializate de intervenție, ambulanță, pompieri, smurd, poliție, jandarmerie. În România, același număr este apelat și pentru salvamont.